Dacă este o oră târzie și vreți să vă mențineți cât de cât bine, atunci va trebui să beți lapte. Și chiar mi-era sete. Ce faci cu fetele? De ce să facem? Păi să bem și noi o cafea. Ia pus. Tu ce faci? Lapte! Oh. Alea, te menții? Păi dacă... Arată-o mai mare decât... Dacă vrei... Dacă asta-i secretul? Dacă vrei să nu te îngrași, să mănânci mai târziu, la oră târzie... Să beau lapte, nu? Păi da. Adun bine că mi-ai spus. Ce vezi, lapte? Bă, dar unde e laptele? Păi nu mai e dacă am băut eu. Pe tot? Pe tot. 2 litri. Păi cum adică l-ai băut pe tot? No, nu mai era foarte mult. Păi tu cam cât mănânci și cam cât bei pe zi? Nu era foarte mult lapte. Nu? Cam cât era? Mai erau aproape 2 sticle. Dar ești conștient că suntem încă 18 persoane pe lângă tine în casa asta, nu? Adică nu trebuie să consum tot ce e în casă, știi? Mai lasă și pentru alții. Dar nu e problemă că mai... Comandăm la niște lapte. Du-te la camera acolo și... Da, comandă tu! Du-te tu și comandă la camera. Ia tu, că da, te mănâncă cumva undeva? Nu, îmi spune că ești face? Am simțit că nu te gândești la alții. Păi, de unde să știu eu că să vrei tu să bei acum cafea cu lapte? Păi, sincer. Nu? Trebuia să te gândești dar la ora asta. Dar la ora asta ai băut tu 2 litri de lapte. Păi da, ca să nu mai mănânc. E modalitatea mea. De uite și eu vreau lapte, nu știu. Da, ce facem în situația asta? Da, beau cafea fără lapte, ca să arăt că pot să beau cafea. Băi, dar nu e ce faci, când oamenii simt, tine simt, nu se gândește decât la sănătatea lor și atât, vezi, nu mai fac. Ești de câteva zile în casă și asta e modalitatea ta de a agăța pe cineva? Sincer, acum. Nu, stai liniștit. Ce pot să spun? Foarte masculin, mulțumim. V-a spus pe mine cumva? Da, nu, e... Masculul feroce. Da, se gândește cu lapte. V-a spus pe mine? Nu, dar nu se pare normal așa. Se pare că stau pe tine, am pus vreun picior, vreo mână pe tine. Vezi chef așa de cum să stau pe tine? Nu, dar nu se pare că chiar ai fost desimțit la faza asta. Că nu te-ai gândit deloc că poate vine cineva și chiar ar dori să beau pe sau ce crezi, data viitoare, poate mi se făcea rău. Data viitoare și dacă ți face rău, bei lapte? Da, poate aveam nevoie de niște lapte, calciu, ceva, nu? Data viitoare să vă întreb, bine? Data viitoare vă întreb. Vor să mănânce, să bea? Data viitoare, mereu e data viitoare. Că așa e, data viitoare. Ce aveți, mă, fetelor? Dar a venit și Doru. Ia, ce că e la fix, dar știi ce e la fix? Mai, nu e la fix, că mănâncă pe un două și ne scârpinăm acum. Uite așa, voi ăștia așa, mari și tari și musculoși, așa, consumați puțin ca să fie. Am băut niște lapte. Se pare ceva normal? 2 litri. Păi și care e problema, mă, frate, mai luăm care... Păi și eu cu ce vreau asta. Băi, dar v-ați găsit fix acum, mă, n-ați văzut. Băi, și la piscină și peste tot toate fetele pe circ, pe ceartă, pe ce aveți, mă? E lapte, bun, o să mai luăm. Omul e mare, la 100 de kg sau eu, tot așa trebuie da, să... Da, dar trebuie păi să... Păi da, băi, noi consumăm mai mult decât voi. Atunci normal. Vorbiți, discutați. Păi vorbim, discutăm și o să luăm. Așa, hai, și dacă mai vrea cineva în seara asta, lapte și lumea. Cum ați vine lapte? Bă, dar fix acum v-ați spus, gata, dacă... Dacă era altceva, lămâie, banane, gata, să reați pe mine. Stai, stai, gata, vino, am găsit soluția. Te mulg. Îți dau un pic de lapte pe ceva. Băi, dar sunteți prea recalcitrante, frate, sunteți chestioase. Băi, că eu am intrat aici, zică, ia, a venit și Doru. Nici nu știam despre ce e vorba, gata. Adică, pusă pe scandal, ai venit pusă pe Doru, nu? Cum ar veni? Chiar așa? Păi eu am auzit că la ție, că pot tot ce stați. Așa, vreau să răzire cu cinci, n-am înțeles. Posibil. Vrei să ne scârpinăm? Eu aici zic ca și tine, concurent. Păi și ce, vii tu să iei apărarea lui? Dacă vreau să mă încerc... Păi n-am venit neapărat să iau apărarea, dar e circ. Și putea să faceți și cu mine chestia asta, la fel de rău. Da, tu atâta de nesimțit ai ca și ea ca să vei 2 litri de lapte. Hai, recunoaște, hai, recunoaște. Da, poate își bea, mă, da, dacă tu. Dacă țin nevoia, poate beau. Da, care-i problema? Și eu țin nevoia să beau cafea cu lapte. Bine, frate, o să mergem, o să-ți luăm lapte. Acum ați vine ca lapte acum. Dacă da, draga mea, o să rezolvăm problema. Păi du-te! Dar până acum n-ați vrut să beți cafea cu lapte. V-ați găsit acum seara? Seara vezi, băi, v-ați găsit acum seara să beți cafea cu lapte, nu? Da, uite că se l-ați văzut pomul ăsta că bea lapte, gata.
hai pe el. Dar nu l-a văzut nimeni că bea lapte. Am intrat aici, el să plimbă, am venit și noi să facem o cafea, să bem și noi o cafea, că suntem și noi oameni și mai suntem obosiți. Și el a plimbat. Dar de ce ești obosită? Ce ai făcut astăzi? Ce ai făcut tu astăzi? Multe. Eu cred că aș bate jos de mine. Un pic, sincer, da, un pic, hai. Așa e, da. Dacă știa omul, mă păstra, câtă nevoie de lapte aveți voi. Da, e bine, ești mulțumită? Da. Bani joc de voi. Hai să vorbim mâine așa cu fetele. Ai înțeles că am luat toată voluntarea. E că vreau să beau lapte. Bine, mă, dar vrei să bei lapte acum. În seara asta nu o să poți să dormi, nu o să poți să dormi dacă nu bei lapte, corect? Corect. Uite, să ți aduc un litru de lapte. Dorme eu și ce vedem dacă îl bei. Nu, dorme eu și pentru tine în seara asta. Nu dormi. Da. Du-te să dormi de lapte. Voi, dar ce amuzat sunt băieții și am luat la ce băi, noi suntem amuzați, dar voi sunteți isterice. Da. Și mă refer la toate. Nu, eu nici măcar n-am țipat la tine, dar tu țipai la mine și n-am înțeles. Păi dacă vii aici pe scandal, eu am țipat la modul general, de ce personal? De ce vinte în coate? Pe cine ai auzit că țipă? Păi el, cu vocile voastre s-aud. Nu l-am auzit în Jackson. Hai, cum da, na. Păi de ce, ce a fi culme? Nu cum adică tu te-a greșit că te-a să de ce să ții? Dar de ce a greșit? Eu nu consider că a greșit cu ceva. A, n-a greșit, nu că nu s-a greșit. Păi de să fii conștient că nu sunt, nu este doar el în casă. Cere organism, okay, normal. Ok, bine, 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 așteptăm să ne aduceți lapte. Îți cere așa un mililitru de lapte și da, ție, nu? Da, cere organismul. Bine, mă, hai că-ți dau lapte. Da, mă, o să rezolvăm probleme. Mă duc până la baie și te aduc lapte. Băi, dar cât de nesimt tu te-ai observat cu mine și asta cred că a fost o glumă. Eu sunt taca. Păi uite, continuă. Dar mai văzut cât de calmă și cât de ok am fost până acum, pana mea. Da, am și eu dreptul să fiu taca, măcar o dată. Bine, mă, hai. Păi ce ți-a făcut talentul? Da, mă, dar fix pe el l-ai găsit ce ți-a făcut. Păi ce ți-a făcut talentul? Mi-a băut laptele, ce mi-a făcut? Ia, ți-a băut laptele, era al tău. Era al nostru. Ne-a băut. Bine, mă, era al nostru. Am mâncat toți mercișori, am făcut gata. Mai trebuie să domorâm. Bă, mâine comandăm mai mult lapte, e bine? Mâine porția ta de lapte se dublează, ți-o dau și pe mine. Acum se gândesc la noi. Da, mă, gata. Vă rugăm frumos ca să mulțumim această fată care are mâncărimi. Dar nu poți să o bei așa? Băi, e mult mai sănătoasă amară fără zahăr și fără lapte. Să-i dăm un pic de lapte ca să-i treacă. Eu nu vreau, eu beau. Lați-vă cu laptele pe cap, mușchiuloșilor. Păi nu mi s-a părut normal ce s-a întâmplat și ce ceartă am tras cu ei. Pentru că pur și simplu să bei 2 litri de lapte și să nu te gândești la restul din casă mi se pare foarte absurd. N-ai văzut, băi, frate, așa ceva, mă. Băi, să ne pune asta. N-ai, mă, dar toate. Toate, numai pe ceartă, numai pe... Că ai zis nu știu ce, că ai băut laptele, că ai făcut, că ai drept. N-au dormit aproape deloc și acum... Da. ...deranjate că am băut o lapte. Ce să mai zici, mă, mai zici, n-ai cu cine. După ce că au mâncat cu mălcișorii aia pe tot? N-ai cu cine. Stai așa. Da. Uite că aveau de-astea, aveau frișcă în loc de lapte. Aveau cofeta să-și pună tot așa în locuitor de lapte. Caută scandal degeaba.